casă, casă, dulce casă. Că nu mi-am găsit norocul, tot acasă-mi este locul, mamă scumpă și minoasă. Mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străin, că străinătatea-i grea. Muncesc acasă pământul. Doamna Larisa, bună seara! Noi suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, cu ocazia zilei de naștere, avem o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Vă rog să primiți acest buchet de flori frumos. Și vrem să vă întrebăm cum credeți, de la cine este surpriza? Avem și o felicitare pentru dumneavoastră, îi dăm citire și vedem din partea tău. Eu am trecut tot o surpriză, credem că de la Denis. O fost la o prietenă. Scumpă mama, astăzi trebuie să zâmbești și să fii fericită, pentru că este o zi specială. Să știi că ești cel mai minunat și sincer suflet, cea mai dulce voce și mai mândră floare de pe acest pământ. Mulțumesc pentru toate sfaturile bune pe care mi le-ai dat. Mulțumesc pentru felul cum m-ai învățat să fiu curajos, cum să fac față obstacolelor din viața mea. Astăzi este ziua ta și îți doresc din tot sufletul multă sănătate și să te țină Dumnezeu cât mai mult aproape de noi. Ești îngerul nostru păzitor, care continuă să ne sfătuiască tot timpul. Mulțumesc, mamă, pentru zâmbetul frumos și cald. Te iubesc și îți spun din suflet la mulți ani, cu drag din partea fiului Dionis. Putin și Vrem să vă spunem că surprizele nu au luat sfârșit și cadoul cel mai frumos și cel mai frumos. Eu m-am șevut pe la sine. El nu m-a sunat, el m-a sunat dimineață, el s-a dus la interviu. Bă, de voi! Da. Da, surpriză, surpriză da. Asta e surpriză. Și vii că tășez, zic, nu, aici ceva, nu, ceva este. Da. Bună seara! Să tare, eu care vinesc, mai jos la fel. Da. Mâna pe frunte, că ți-am dus doruri prea multe, mamă scumpă și minoasă. Mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străin, că străinătatea-i grea. Muncesc acasă pământul, măicuță, măicuța mea, și mâncăm ce ne-o da Sfântul, că străinătatea-i grea.